Bună, sunt Nicoleta Stoc și bine venit pe acest canal. Ce faceți? Cu ce vă ocupați? Ce dispoziție aveți? Urmează să începem un nou vlog și deja suntem afară. Am ieșit un pic să ne plimbăm, că am avut și niște treabă în centrul Craiovei. Ne-am luat și o cafeluță de la Five to Go. Vedeți că capacul nu e pus cum trebuie, trebuie să-l aranjez. Și așa încă la Five to Go mi-au dat o ciocolată. Arată destul de bine, așa că cred că o să fie absolut demențială. Azi urmează și să ne ducem la un film. Este vorba de James Bond. Cred că o să fie interesant. Cel puțin așa, sună destul de interesant. Mai ales că acest personaj e practic englez și filmul conturează mai mult Anglia, da? Cu foarte multe trimiteri spre Anglia, așa că sper că o să fie interesant, mai ales că e un film de acțiune acolo cu diferite bătăi și tot așa. Mie asta îmi place. Filmul, apropo, e 3D, am luat și ochelarii cu noi, eu o să port așa două perechi de ochelari, ochelarii mei de vedere și plus ochelarii 3D. Pun și ochelarii când mă duc la cinema sau când mă duc la teatru, îmi iau și ochelarii ca să văd mai clar și dacă mă duc la cinema, păi filmul e în engleză și subtitrele scriu, sunt acolo mai mici, da, jos, și ca să le citesc îmi iau și ochelarii de vedere. Săptămâna trecută am fost la un alt film, este vorba de Venom. Mi-a plăcut foarte mult, tot așa un film de acțiune, destul de interesant. Îmi place că filmul este de acțiune, chiar dacă eu engleza nu o cunosc foarte bine, dar dacă mă duc la genul ăsta de filme unde e foarte multă acțiune, nu e neapărat să știi engleza foarte bine, da? Nu trebuie să vorbești foarte bine engleza sau să înțelegi foarte bine engleza ca să-ți dai seama despre ce este vorba în film. Deci gata, urmează că peste vreo 20 de minute începe filmul nostru și noi ne ducem să luăm acolo popcorn, cola și după la film, că filmul e la ora 5, noi mai avem încă 20 de minute, așa că ne pornim chiar acum. Gata, am privit filmul. Desigur că s-a terminat destul de neașteptat. Eu cel puțin nici nu mă gândeam că așa o să fie la final, dar așa, cei care au privit James Bond își dau seama despre ce vorbesc. N-au ce caz, filmul mi-a făcut. A fost destul de interesant. Acum urmează să ne ducem la Easy Box ca să luăm o comandă și după acasă. Afară e destul de frigulici, că aici în mall e cald, așa că când o să ieșim afară o să fie cam frică, sunt așa în jur de 10 grade. Uitați-vă cât e de frumos, îmi place copacul acesta, e galben și jos deja i-au căzut frunzele. Arată destul de atmosferic și încă mai este așa o ceață pe afară. Aici e Profi, de lângă Mercur. Îmi place, e atmosferic afară. Este o nouă zi și azi ne ducem să ne plimbăm prin grădina botanică. De mult n-am fost acolo și trebuie să fie foarte frumos pentru că e toamnă și evident frunzele au căzut acolo. Sunt foarte mulți copaci și îmi place că sunt extrem de diversi. Și o să găsim acolo destul de multe culori. De ce mi-am făcut azi așa un machiaj destul de special, așa tomnatic. Vedeți că am folosit mai mult maro. Mai rar folosesc așa nuanțe, pentru că ați văzut voi, în ultimii, cred că 2 ani, mai mult folosesc toate culorile curcubeului. Nu mă duc la niște machiaje așa mai închise. Uite că azi am făcut o excepție și mi-am făcut un astfel de machiaj, mai mult cu maro, mai mult cu cafeniu, da? Cu niște culori, practic culorile aproape de paltonul meu. De asemenea, mi-am pus aici un tatu.
destul de frumos. În plus am găsit și un pisoi negru care e super entuziasmat să fie mângâiat. Înainte ca eu să-l mângâi, a stat acolo o fată, cred că vreo 20 de minute și tot l-am mângâiat. Eu am așteptat, după m-am dus eu și când deja am stat vreo 10 minute, când deja să mă duc de la pisoi, a mai venit încă un băiat să-l mângâie. Deci, practic, pisoiul este așa, l-am mângâiat, da? Sper că nu primește și bani de la asta. Ok, acum ne ducem la Penny să facem niște mici cumpărături, dacă că grădina botanică e foarte aproape de Penny la care vrem să ne ducem și o să ne ducem acolo să facem câteva cumpărături. Am fost la Profi și am făcut câteva cumpărături și aici am luat două pungulițe. De la început ne-am gândit că nu, cu o punguliță ne clarificăm și am luat una de acasă. Dar când am ajuns în magazin am mai luat încă o punguliță, că ne-am dat seama că am luat cam multe produse și nu o să ne încapă într-o singură punguliță. Deci, aici văd o ciocolată. O ciocolată, îmi place foarte mult ciocolata asta. E ciocolată cu alune. Mai departe, biscuiții pe care îi iubim foarte mult, biscuiții cu zmeură și mai sunt și la fel niște, tot cu biscuiții ăștia, doar că cu portocale. Cât de buni sunt! Mai departe, M&M's, Twix, trebuie să fie super, super bun. Mai departe, niște geleuri gumate cu fructe de pădure. Nu sunt fructe de pădure. Văd aici portocală, măr, nu sunt, pur și simplu cu fructe. Ce mai avem aici? Uite că am mai luat și caise uscate. Uite așa arată, în jur de 7 lei costau. Îmi plac foarte mult caisele uscate și de mult timp nu le-am mâncat. Sper că sunt bune, că sunt unele caise care, nu știu, sunt prea uscate și nu mai sunt bune. Dar le-am pipăit și am văzut că nu sunt uscate, sunt chiar moi și îmi plac foarte mult. Doar că am observat că dacă mănânc foarte multe caise, începe să mă doară măselile de la prea multe caise. Aici am mango, parcă e bun, așa, e moale și degrabă o să-l mănânc. Ce mai avem aici? Mai am aici încă o ciocolată cu cocos în interior, la fel îmi place foarte mult. Vedeți așa, până când ați văzut mai mult niște dulciuri, niște gustelele. Uite că vine și mâncarea normală. Am luat aici conopidă. Cred că mâine o să mâncăm la amiază. Pur și simplu o fierbem, o fierb și îi pun sare după ce e gata, o pun în farfurie și pun acolo în farfurie sare, un pic de piper negru și ulei de măsline. Cât de bună e conopida fiartă. Așa, gata, am terminat cu o punguliță și hai să ne ducem la a doua punguliță. Mă gândeam pe drum că tatuajul ăsta de aproape pare destul de simpaticus, dacă se vede că este aici un diamant, da? Dar de departe și de parcă pur și simplu am o pată aici sau am o acne mare sau nu știu, am o aluniță mare, dar nici de cum nu că e un tatuaj, că e destul de micuț, e un detaliu foarte mic. Deci am ajuns și la a doua punguliță. Să vă spun ce avem aici și ce este bunul, o să vă spun la final cât am plătit. Am luat roșii cherry, așa, pâine pătrată, îmi place pâinea asta pătrată. Cred că azi o să băjim pâine pătrată seara și cu prosciutto. V-am mai arătat de multe ori acest prosciutto, e foarte bun și nu costă foarte mult la Penny, nu mai știu, cred că în jur de 7 lei, cred că așa. Mai departe, ce avem aici? Aici avem fasole. Fasole roșii destul de mari și am luat și fasole mici. Uite așa arată. Uite așa arată. Sunt aici 420 de grame și aici 410. Așa. Am luat o cremă. Asta la fel foarte mult îmi place, că costă în jur de 3-4 lei și e cu mult mai ieftină decât Philadelphia. Cred că am mai spus asta în vloguri. Aici Alexandru și-a luat niște biscuiți. Văd că sunt cu mere, cu caise, ceva de genul acesta. Arată destul de bine. O să vedem.
așa, ca niște gustărele. După mi-ai găsit acolo niște ciocolate, gen sunt niște ciocolate biscuiți cu alune în interior. Arată destul de bine. Mi-a plăcut în primul rând foarte mult cutia, în jur de 8 lei cred că costă. Arată destul de bine. Câte? Deci 400, 150 de grame de ciocolată. E ciocolată, hai să mă uit cum exact ele se numesc. Deci alune de pădure și migdale, ciocolată cu lapte, ciocolată amăruie fină și ciocolată albă. Conține și alte grăsimi vegetale. Așa. Așa. Arată destul de apetisant. O să vedem, le gustăm și vedem ce avem acolo. Aici am mai luat șuncă. Șuncă de porc. Să nu uite șuncă. Da, șuncă. Șuncă cu paprika afiliată. Așa. Și încă am mai luat, și încă am mai luat ceva. Cum se numește asta? Am uitat. Mortadela. Mortadela. Știu că am mai mâncat așa ceva la Italia și mi-a plăcut foarte mult. Mai rar găsești aici prin marketuri, dar la Penny Mythic am găsit și nu a fost foarte scump. În jur de 8 lei, cred că 7-8 lei. Și câte grame aici? 100 de grame de mortadela, așa sună, mortadela, destul de interesant. Gata, acestea au fost toate produsele și să vă spun cât am plătit la final. La final am plătit 81,30 de bănuți, deci aproape 82 de, de lei. Uitați-vă că și vă arăt. Așa, se vede. Cam așa, destul, nu am făcut foarte multe cumpărături, dar am plătit destul de mult. Nu știu cum așa în ultimul timp se primește că parcă nu cumpărăm mare, sau nu, eu am început să observ asta, nu știu. Parcă nu cumpărăm mare lucru, dar plătim destul de mult la market. Poate că și noi foarte mult ne axăm și pe diferite dulciuri, pe diferite nebunii, da, geleuri, da, geleuri gumate sau ciocolatele astea, care nu știu, mi-au dat așa din ochi și m-am gândit, hai să le cumpăr, să le gust. Am mai văzut și caisele uscate, gata, m-am prăpădit și am să le cumpăr și pe ele. Așa, când intru în market vreau tot, absolut tot. Dacă aș putea să iau marketul acasă, l-aș lua, dar nu pot să-mi permit asta. Așa, acum urmează să mai lucrez un pic la calculator. O să lucrez cât cu o oră și jumătate, după o să mâncăm la cină. V-am spus, la cină cred că o să mâncăm pâine prăjită, pătrată, pe care v-am arătat-o anterior, și cu prosciutto. Cât de bună o să fie. De asemenea, privim acum Harry Potter. Am început să privim acest film. Am ajuns deja, cred că, la partea a patra sau a cincea. Cred că la a cincea am ajuns. Îmi pare destul de interesant și în plus cu atmosfera asta de iarnă, că nu știu cum așa se primește, că parcă exact când începe școala, da, când începe, deci fiecare parte, da, de Harry Potter e cumva așa, ba, e iarnă, da, zăpadă, pomul de Crăciun este împodopit, cadouri acolo mai sunt, deci cu atmosfera de iarnă și mi-aduce, da, atmosfera de sărbători de iarnă, asta chiar îmi place. Ok, deci v-am arătat cumpărăturile, nu le-am făcut foarte multe, unele sunt necesare, altele nu prea, așa, mai mult pentru divertisment. Eu cred că o să deschid, să văd cum sunt în interior. Deci, vedeți? Uite, așa arată pe cutiuță, da? Și să vedem cum arată în realitate, că chiar aș vrea să mănânc ceva dulce. Arată binișor, arată chiar bine. Deci, uitați-vă, așa arată pe imagine și uite așa arată în interior. Vedeți că este și cu ciocolată cu lapte, și cu ciocolată amăruie, și cu ciocolată albă. Eu aș vrea să gust, cred că ciocolată cu lapte, doar că nu știu ce are în interior. În interior sunt o fel de alune tocată și cu încă o cremă care nu știu cumva e așa tare, dar e foarte bună. Îmi place ciocolata, e chiar bună. Îi dau 10 din 10. De asemenea, mă gândesc să mai gust și aceasta. Ciocolată la fel. Sau nu, dă-mi să încerc ciocolată amăruie. Uite așa arată. Arată simpaticuț. Mm.
Asta e la fel cum prima, doar că cu ciocolata măruie. Mie-mi place. Dar că trebuie să fii atentă că nu știu, iese în interior, nu știu, caramela sau nu știu ce e asta, că așa e destul de tare. Și trebuie să fii atentă ca să nu-ți pierzi dinții. Gata, să nu mai... M-am apucat deja, cumpărăturile stau pe masă, trebuie să le bag în frigider. Eu tot stau la discuție cu voi și mănânc ciocolată. Gata, mă duc să pun toate produsele în frigider, în dulap, să le pun la loc și după să mă apuc de lucru. Uite că am și făcut pâine prăjită cu prosciutto. Uite așa arată. Sunt aici două tartine. De asemenea, am și ceai. Mi-am pus aici și lămâie. Doar că nu știu de ce nu stă la suprafață cumva, a căzut aici jos. Ok, bine. Poftă bună dacă mâncați chiar acum și noi încă privim Harry Potter. La amiază am făcut piept de pui prăjit pe bistichier, am mai pus piper negru și sare, roșii cherry, telea mea de vacă, mi-am făcut și ciuperci, în ciuperci am adăugat usturoi și un pic de mărar, bineînțeles sare și piper negru. Și acum urmează să privesc un cereal și mai am și o bucățică de pâine pe care o să o mănânc și cam atât. Deci vă spun poftă bună dacă mâncați chiar acum. Am ieșit afară, am fost la bancă, trebuia să scot extrasul de cont și acum mă duc la Easy Box de lângă Mercur ca să iau două comenzi. Și uitați-vă ce machiaj mi-am făcut. Destul de drăgălaș, nu vă pare? Mie îmi place. Doar că linia mea de tuș, vedeți că este total diferită, pentru că la mine s-a stricat eyelinerul albastru. De fapt, spun prostii, s-a stricat. Eu l-am stricat. Și nu am putut să-mi fac până la capăt linia. Că mi-am făcut asta și după urmam să o fac și pe asta, dar nu s-a primit și cam așa. De asemenea, mi-am luat un ruj de la Essence, am dat pe el până la 18 lei și un ruj mat, mai întâi când îl pui e lichid și după se usucă și devine mat. Dar hai să vă arăt, stați un pic, e vorba de acest ruj de la Essence. Ci că ține 8 ore, dar nu chiar ține 8 ore. Eu, de exemplu, am mâncat cu el și foarte repede s-a luat. Practic mi-a rămas doar conturul. Cred că dacă nu mănânci, dacă nu bei apă, păi poate o să ține 8 ore, dar așa nu ține 8 ore. E un ruj mat și arată destul de bine. E un vișiniu, cum vedeți. Costă până la 18 lei. Nu e foarte scump și așa, apropo, vedeți că mi-am făcut și un tatuaj temporar aici pe față, destul de drăgălaș, e o coroană, îmi place, m-am transformat din nou în Yay Girls. Mie îmi place, arată parcă așa, binișor. Și am mai primit un cadou pe care urmează să îl deschid și să vă arăt ce am aici. Niciodată n-am avut așa ceva. Dar îmi plăceau fetele când vedeam că poartă. Așa. Așa, aici o foaie. Mamă! Uitați-vă ce am aici! Azi, apropo, când am ieșit afară, era atât de frig afară, mă... Uitați-vă cât de drăgălaș stă! Mamă, și să-mi țină de cald în iarnă aceasta. Vedeți că tot sunt roz. Nu știu, vă spun că în ultimul timp tot mă înconjoară rozul. Arată destul de bine, uitați-vă. Arată chiar binișor. Îmi place un roz așa foarte pal. În plus la mine geaca e roz, fularul e roz, am o pereche de încălțăminte roz pe care tot iarnă o port. Mamă, dar cât se poate, cât se pare atâta roz. Așa, uitați, arată destul de bine.
Eu făceam griji să nu fie prea mari pe mine, dar uitați-vă că nu. Stau foarte lejer, dau din cap, pot să sar și nu cad. Uitați-vă cum stă din spate. S-ar putea că dacă îmi dau părul pe spate, să stai chiar mai bine. Hopa, ce am aici? Îmi va place asta? Ce face cu mine? Îmi place la mie. Deci acum urmează să mă duc să mănânc sara. Și sara m-am gândit pur și simplu să-mi fac o fidea. Aș vrea să mănânc o fidea cu nu știu ce. Cred că pur și simplu o fidea cu pâine și atât. Și după urmează să mă demachiez. M-am testat să nu le murdăresc cu machiaj. Dar în orice caz, îmi place. Îmi place, nu o să-mi fie frig, că m-am spus că azi am ieșit afară și era așa de frig, e un timp atât de rece. Cumva, nu știu, parcă toamna a venit atât de repede și iarna parcă vine atât de repede. E noiembrie și de grabă e decembrie și de grabă e iarna. Mă, dragă, nu-mi vine a crede. Dar oricum, e foarte, foarte frig. Ieri chiar toată ziua a plouat. Și era foarte posomorât. Azi măcar în prima parte a zilei era soare afară, oricum tot frig. Chiar când deschid geamul ca să aerisesc un pic, vine așa un aer rece de iarnă. Așa, vin sărbătorile de iarnă. Să scrieți în comentarii cum vă pregătiți de sărbătorile de iarnă. Vă plac în general sărbătorile de iarnă? Să-mi scrieți în comentarii. Iar eu deja o să-mi iau rămas bun de la voi. O să închei acest vlog, dar ne vedem în vlogurile următoare sau pe TikTok sau pe Instagram, mă puteți vedea. Eu mi-au rămas bun de la voi, sper că aveți o dispoziție bună, sper să aveți și o seară frumoasă și o zi frumoasă, să nu vă strice nimeni dispoziția. Gata, pa, pa! Thank you.